S-a apropiat de dânsul un sutaș, rugându-l și grăind: Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav cumplit, chinuindu-se. Iisus i-a zis: voi veni și-l voi tămădui. Dar sutașul, răspunzând, a zis: Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu. Auzind acesta, Iisus s-a minunat și a zis celor care veneau după dânsul: adevărat vă spun vouă, nici în Israel n-am aflat atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avram, cu Isaac și cu Iacob într-o împărăție a cerurilor, iar fi împărăției vor fi izgoniți într-un tunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului: du-te și după cum ai crezut, fie ție. Și s-a tămăduit servitorul lui în ceasul acela. Toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie și dintr-o seminție cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Să-ți mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Veți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Pe cei ce binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Vinirea pisicii le păzește, sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe acei ce preamărești, dumnezească puterea Ta. Nu le lăsa pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace, lumii Tale dorește bisericilor Tale, preoților și la tot poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele Luminilor. Și ție mărire și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.